Hristos a înviat și slăvit să fie Domnul. Cred că merită să lăudăm pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos pentru anii minunați ai frățiorilor noștri dragi. Merită să-L binecuvântăm și să îi mulțumim că se poate și astăzi, într-o lume atât de plină de murdărie și de păcat, să fie tineri, să fie copii care să poată să spună ceva lumii într-un mod diferit, să spună ceva oamenilor și poate generațiilor lor într-un mod diferit. Și chiar e un prilej binecuvântat să îi mulțumim Domnului și să-L lăudăm pentru lucrul acesta, dar cred că putem și în dreptul fiecăruia dintre noi să-i mulțumim, pentru că dacă suntem aici, suntem prin îndurarea Lui. Dacă respirăm, dacă vedem, dacă vorbim, dacă ne mișcăm, ființa, viața și mișcarea, spune cuvântul lui Dumnezeu, le avem în El. Nu noi ne poruncim lucrurile acestea nouă, nu noi ne dăm vederea, nu noi ne dăm mișcarea, noi nu putem să ne facem mare lucru. Dacă ați băgat de seamă, un trup mort nu poate să facă nimic. Și stăm în locul acesta din cauza Lui și îi dăm toată slava Lui. Sora Simona, nașa noastră, ne-a tot îndemnat și ne-a tot spus să spunem niște cuvinte cu prilejul acesta și am fost și sunt și acum un pic emoționat, poate se simte pe glas, dar îl rog pe Domnul să mă întărească și ceea ce am să spun sau ceea ce vreau să spun, cred că se potrivește pentru fiecare dintre noi. Aici nu sunt doar trupuri tinere, sunt și suflete tinere, indiferent de vârsta la care au ajuns. Și am avut așa pe inimă să pun acest subiect sau acest titlu al acestui mesaj: Tânărul și Sfânta Scriptură în zilele de astăzi. Tânărul și Sfânta Scriptură în zilele de astăzi. Poate o să întrebați, de ce nu tânărul și Facebook-ul? Poate o să întrebați, de ce nu tânărul și hobby-urile? Poate o să întrebați, de ce nu tânărul și facultatea și școala? Poate o să întrebați, de ce nu tânărul și anturajul? Sau familia? Sau enumerațiile dumneavoastră? Câte pot să vă vină în inimă sau în minte? De ce tânărul și Scriptura și de ce nu toate celelalte? Dacă alegem sau dacă punem înainte tânărul și Facebook-ul, s-ar putea să ajungem și să devenim niște instrumente în mâna unei lumi virtuale, în mâna unei lumi pe care, dați-mi voie să vă spun, că nu-i se face foarte multă publicitate lui Hristos. Nu-i se face foarte multă publicitate celui care a murit și a înviat, despre care am spus fiecare acum, adevărat a înviat. Nu se prea face multă publicitate, ba din contră. Și dacă tânărul ajunge să fie pe mâna Facebook-ului, sau adolescentul, sau adultul, sau oricine ați vrea dumneavoastră, atunci noi suntem un instrument în mâna acestei lumi virtuale și s-ar putea cu greu să ieșim de acolo. Știți fiecare dintre dumneavoastră ce puteți vedea acolo sau ce nu puteți vedea. De ce nu tânărul și anturajul? Pentru că s-ar putea într-o zi să primiți telefoane, părinți, să primiți telefoane bunici, să primiți telefoane colegi și să auziți că cu tare tânăr este la spital, că s-a dus într-un anturaj cu prietenii, el mai mergea și la biserică, își mai făcea o cruce, părinții se roagă undeva în taină, dar el iubește foarte mult anturajul. S-ar putea să primiți un telefon și să vi se spună
copilul este grav bolnav, copilul este cu picioarele rupte, copilul nu mai vede, sau, cazul cel mai greu, copilul nu mai este. De ce nu tânărul și școala pe primul loc? Pentru că s-ar putea ca într-o zi toți aceia care nu vor să se aplece spre scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru ei să ajungă nebuni, să ajungă să nebunească, să ajungă să declare ca și mari filozofi sau mari psihologi că omul este în centrul creației, omul poate, omul dă viață, omul, mintea omenească, firea căzută. De ce nu tânărul și hobby-urile? Pentru că și hobby-urile acestea, dacă nu sunt făcute cu măsură, poți foarte ușor să devii robul lor. Dragii mei, eu am iubit fotbalul de la 2 ani. De la 2 ani tatăl meu m-a dus pe stadion, pentru că iubea și el fotbalul, și de la 2 ani m-a învățat să strig "Hai Poli, hai Poli!" Și am iubit fotbalul de la 2 ani și vă spun că și astăzi Dumnezeu curăță din mine acest idol. În fiecare zi sau în fiecare seară, curăță din mine bucată cu bucată. Pentru mine școala n-a mai contat. Pentru mine banii pe care părinții mei au dăruit profesorilor să mă școlească n-au mai contat. Să mă gândesc la ceva stabil în viață n-a mai contat. Hobby-ul acesta și multe altele, ca să zic așa, a devenit idol pentru mine și până pe la 24 de ani eram purtat, fie de Facebook, dar pe vremea mea, cum se chema? Cum le zicea? Mirc? Sau cum le zicea? Nu? Fie de fotbal, fie de anturaj, fie de multe lucruri urâte. Dar n-am venit să vorbim de lucrurile urâte. Am venit să vorbim de ce înseamnă Hristos, sau mai bine zis, cuvântul lui Dumnezeu în viața unui tânăr. De ce cuvântul lui Dumnezeu în dauna tuturor acestor lucruri? Interzice oare cuvântul lui Dumnezeu toate celelalte lucruri? Spune că toate lucrurile ne sunt de folos, dar să nu pună ceva stăpânire pe noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate sunt de folos. De folos cui? De folos cui? În primul rând lui Hristos ar trebui, că dacă lui sunt de folos prin mâna noastră, atunci ne sunt și nouă. Și aș vrea acum să aduc câteva argumente de ce tânărul și Biblia, sau de ce tânărul și Cartea Sfântă, îndauna tânărului și Facebook-ul și așa mai departe. Dragii mei, trăim într-o societate în care totul e relativ, în care fiecare crede ce vrea, în fiecare crede după ceea ce simte, trăiește-ți viața, fă ce vrei, ieși afară, du-te, cu tare și cu tare. Trăim într-o societate de consumerism grozav. Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne binecuvintează, pământurile, apele și așa mai departe. Dar omul trăiește cu spatele la Dumnezeu, uită să-i mulțumească că cineva o poruncit grâului să iasă, cineva i-o poruncit apei să curgă în continuare limpede, să nu murim de sete ca frații noștri din Africa sau de pe alte continente. De ce tânărul și Biblia? Dragii mei, în Biblie spune următorul lucru cuvântul lui Dumnezeu. Credința care este așa de controversată astăzi în lume, credința într-un Dumnezeu care nu se vede și care totuși este peste tot, credința într-un Dumnezeu de care nu știi prea multe și totuși își ține ființa în mișcare, în umblare, spune Cartea Sfântă că vine credința în acest Dumnezeu și acest Mântuitor pe care îl promovăm. Credința vine în urma auzirii. Și auzirea se face prin cuvântul lui Hristos.
dacă astăzi iubiți Facebook-ul mai mult, dacă astăzi iubiți ceea ce iubiți dumneavoastră mai mult, știți de ce îl iubiți? Pentru că prima dată, pe calea auzului, v-a venit oferta să veniți să iubiți lucrul acela și v-ați aplecat spre lucrul acesta, că așa v-a învățat anturajul, așa ați văzut la televizor, așa ați văzut în reclame. Cartea Sfântă spune că dacă vrei să ai o relație cu un Dumnezeu Sfânt care a murit și a înviat pentru tine, trebuie să te apleci. Credința în El, nu în Facebook și nu în celelalte, vine în urma auzirii. Iar auzirea se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă întrebați de ce nu puteți să credeți ca părinții voștri, dacă vă întrebați de ce nu puteți crede ce scrie aici, este pentru că e o diluare în inima dumneavoastră. Este o amestecătură. Este ceva ce nu poate să puște, cum zice românul popor. Nu pușcă. Tânărul și Biblia, pentru că îți dă harul să crezi, dragul meu frate, îți dă harul să crezi într-un Dumnezeu invizibil, într-un Dumnezeu invizibil și totuși atotputernic, omniprezent. Al doilea lucru pentru care spun despre tânăr și Biblie este că te lasă să-i vezi fața lui Dumnezeu. Te lasă să-i vezi fața lui Dumnezeu. Cartea Sfântă spune așa: strâng cuvântul Tău, Doamne, în inima mea, nu gunoaiele lumii, cuvântul Tău, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Dar ce înseamnă, Doamne, să păcătuiesc împotriva Ta? Păi tot Cartea Sfântă ne spune. Înseamnă că atunci când păcătuiesc, păcatul pune un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Și plec cu Facebook-ul, plec cu anturajul, plec cu prietenii, plec cu școala, plec cu toate lucrurile, dar nu cu Dumnezeu. Ăsta e un al doilea motiv, dragii mei. Îți descoperă fața lui Dumnezeu și îți dă putere să nu păcătuiești împotriva acestui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale pe cruce. Al treilea lucru care vreau să-l scot în evidență și să-l spun despre Cartea Sfântă, cred că nu este om aici care să nu vrea să se știe în siguranță atunci când este război. Cred că nu este om aici care nu vrea să se știe în siguranță atunci când e o furtună în viața lui. Boală, neputință, durere, nu știu, enumerați-le dumneavoastră. Cartea Sfântă spune așa cu cei care o aleg: dacă rămâneți în cuvintele mele și în mine, cereți orice veți vrea în numele meu și vi se va da. S-ar putea să vină un moment greu în viața ta, dar relația ta cu Domnul Iisus prin cuvânt îl va determina. El să-și întindă mâna acolo, El să te mângâie, El să-ți spună: eu sunt cu tine, mai ai un pic de răbdare. Dacă rămâneți în mine și dacă cuvintele mele rămân în voi, spune Domnul Iisus, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și un al patrulea lucru, sunt mai multe, dar vreau să-l termin, că mi-a spus 10 minute, cred că stau de 20. Al patrulea lucru despre care vreau să spun este că fiecare dintre noi într-o zi vom sta în fața unui Dumnezeu care ne va trage la răspundere și ne va întreba: ce ai făcut pe pământ? Cum ți-ai administrat darul vieții pe care eu ți l-am dat? A fost pentru mine? A fost pentru slava mea? A fost ca pe pământ să se vadă în tine un colț de rai? Sau a fost cealaltă parte? Și spune Cartea Sfântă următorul lucru, că în ziua aceea, noi vom fi judecați de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus că
Eu n-am venit să judec lumea. Eu am venit să mântuiesc lumea. Dar în ziua aceea, cuvântul lui Dumnezeu va judeca. Cum va judeca? Cei care l-au primit, cei care l-au primit, vor fi cu Domnul Iisus în împărăția lui veșnică, în raiul lui. Cei care l-au primit vor fi o mărturie pe pământul acesta. A cei care nu l-au primit va fi mare durere. De aceea, nu-i văd aici pe tineri, știu dacă asta aici, felicitări, pentru că merită felicitați tinerii care aleg la 18 ani. Eu la 18 ani mi-am petrecut majoratul oarecum tot așa, dar erau sticle de alcool pe masă, băutură, muzică lumească, în băi se făceau tot felul de prostii pe care le fac tinerii și le descoperă, ca să spunem tot adevărul, pentru că e păcat, pentru că e păcat. Felicităm orice tânăr care alege cartea ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, care alege cartea ca să se nască credința în el, care alege cartea ca relația pe care o are prin această carte cu Tatăl să-l determine pe Tatăl să-i asculte orice cerere, în orice situație. Și alege cartea pentru că în ziua aceea va putea să stea drept în picioare, nu va putea să stea cu capul aplecat. Spune Psalmul 1 așa, în ultimele două versete, că cei răi nu vor putea să țină capul sus la judecată. Știți de ce? Pentru că cuvântul pe care puteau să-l aleagă pe pământ îi va osândi atunci. Pentru că se vor simți păcătoși și pentru că n-or avea ce răspuns să dea. Dragii mei, Domnul să vă binecuvinteze pentru alegerile pe care le-ați făcut în dreptul familiilor dumneavoastră, în dreptul copiilor dumneavoastră, în dreptul afacerilor dumneavoastră, în dreptul a tot ceea ce vă înconjoară, punând această carte pe primul loc. Și îi doresc din toată inima că așa cum a pus-o până la 18 ani, să o pună până va veni Hristos. Nu numai Lui, ci și nouă, fiecăruia dintre noi. Slăviți să fie Domnul!